Istoria apariției acestei lucrări pare extrem de interesantă. În una din zile, clasa dirijată a maestrului Vladimir Ciolac a intrat profesorul Teodor Scurean, ținând în mână culegerea semnalele Crucimului și zicându-i următoarele. Vreau să-ți dăruiesc această carte, cred că îți va prinde bine. Imediat după această discuție, compozitorului i-a venit ideea de a scrie o simfonie camerală cu utilizarea citatelor din această culegere. Simfonia cuprinde patru părți, pe văile munților, dansul păstorilor, durere și cora voinicilor, fiecare dintre ele fiind anticipate de secțiuni introductive axate pe replicile antifonale ale celor două coruri. Lucrarea este dedicată, după cum am menționat, maestrului Teodor Scurean. Așadar, Simfonia Camerală Legenda Buciului pentru orchestră de coarde și două coruri. Interpretează Orchestra Națională de Cameră. Dirigează autorul Vladimir Ciolac.
Grazie.